Salutare! Astăzi am venit să o felicităm pe Simona, care aniversează 9 anișori. Iar surpriza din partea bunicilor și din partea unchiului Denis. Suntem la Cacun, la restaurantul Lavanda. Pentru tine. Nu știu. Cum te gândești tu? Cine te iubești așa de tare? Știu că te iubesc mult persoane, da? Dar cine totuși au hotărât? Sunt mai multe. Îți dau un indiciu. Sunt mai multe. Cine ți-a făcut această surpriză? Mai multe persoane ți-au făcut această surpriză. Cum vezi? Cred că sunt părinții mei. Părinții te iubesc foarte mult, da? Haideți să aplaudăm părinții Simonei. Simona, uite, noi avem un cățeluș așa pentru tine. Haideți să aplaudăm pe Simona pentru cadoul acesta. Și am și un mesaj de felicitare. Vreau să asculți cu atenție, pentru că în el scrie: cine ți-a făcut această surpriză? Astăzi este o sărbătoare minunată. Acum 9 ani te-ai născut tu, nepoțica Simona, copil drag, inteligent, amabil și sensibil. Fiecare zi să fie un pas, viața ta să fie întotdeauna plină de minuni și bucurii. Fiecare pas al vieții să fie făcut cu încredere și succes. Fie ca sprijinul și dragostea părinților și bunicilor să te însoțească mereu. Ne dorim să fii sănătoasă, să studiezi bine, să râzi, să te distrezi, să zâmbești și să fii fericită. Și pe lângă toate acestea, îți mai dorim bună dispoziție, prieteni veseli și realizări înalte. Cu drag din partea bunicilor și unchiului Denis. La mulți ani! Ai văzut din partea acestui surpriza? Aplauze, copii! Simona, vreau să te întreb. Vrei să rămână ursuleț un pic la ziua ta de naștere? Să dansezi cu voi, dorești? Da, da? Că precis dorești, da? Copii, doriți ca ursul să rămână un pic la ziua de naștere Simonei? Da! Da! Atunci, să înceapă distracția?
Ce mare să iau acel trupar. Haide, așa că la sânt cu toții. E ca ce mare să iau o Bunica, mai dur bani,
măsuliețul lui, așa. Fetele, cunoașteți acest mitic? Da? Ia să vă aud cum o să vă faci o să dansați după el. Nu vă aud!
Da? Uite, eu știu că tu ești foarte deșteaptă. Vino un pic mai încoace. Și dorești să le spui acelor persoane care ți-au organizat această surpriză niște cuvinte frumoase, niște cuvinte de mulțumire și să le spui cât de tare îi iubești pe ei, da? Hai! Vă mulțumesc frumos și vă iubesc foarte tare! Haideți cu toții să spunem Simonei la... Să vă mulțumim pentru vizionare!